Aproximativ 200 de refugiați ucraineni și familiile care îi găzduiesc în Moldova au participat la un prânz tematic cu genericul Italian Food for Peace. Evenimentul a fost organizat la sediul Fundației Don Bosco din Chișinău cu prilejul cele de-a 7-a ediție a Săptămânii Bucătăriei Italiene în Moldova. Buna dispoziție a fost asigurată de artiști moldoveni și ucraineni. Bucătăria italiană se bazează pe tradiții vechi de secole ale romanilor, grecilor, arabilor și ale altor popoare care au influențat cultura italiană în diferite vremuri. Astăzi, cele mai populare bucate italienești sunt pizza și spaghetti, iar lista nu se oprește aici. Fiecare regiune are propriile obiceiuri culinare. Tocmai această diversitate a fost prezentată la Săptămâna Bucătăriei Italiene în Moldova. Nu e soltanto il pranzo, la cucina italiana e soprattutto cultura appartiene alla famiglia della dieta mediterranea che è patrimonio culturale UNESCO. Allora la cultura è fatta di tanti aspetti e nella convivialità è importante anche l'accompagnamento musicale che costituisce una delle anime del popolo italiano ma anche di quello moldavo e di quello ucraino. Evenimentul din acest an s-a desfășurat cu motoul Italian Food for Peace, în traducere mâncare italiană pentru pace în lume. Masa a fost organizată pentru refugiații din Ucraina și pentru familiile moldovenești care au fost atât de generoase încât i-au găzduit în casele lor. E oggi l'evento mostra una grande solidarietà, la solidarietà italiana nei confronti dei rifugiati e la solidarietà italiana per aiutare il governo moldavo a gestire i rifugiati che sono più di 90.000 qui in Moldavia. L'UNHCR, grazie anche all'aiuto dell'Italia, è riuscito sin dal principio della guerra ad aiutare i rifugiati ed aiutare il governo moldavo a gestire in un modo incredibile e veramente esemplare, con molta solidarietà, umanità ed efficacia. Refugiații înșiși au spus că le-a plăcut în Moldova și au apreciat ajutorul oferit. În același timp, ei speră să se poată întoarce acasă, în Ucraina, în viitorul apropiat. Я нахожусь не в сім'ї, ми в центрі компактного проживання, біженцем знаходимося, де проживають, да, нам предоставляють, допустим, це общежитие, в якому проживають сім'ї. Да, ми знаходимося не в сім'ї, але є у мене і знайомі, які проживають також в сім'ї, вони в своїй сім'ї їх приймають, тому предоставляють їм жилье, пищу, ну, то есть їм дуже комфортно, вони довольні, звісно. Я дуже благодарна, звісно, тим сім'ям, які допомагають в цьому, правда, іскренне їм спасибо за все. Familia Rodicăi Sârbu din Căușeni a adăpostit ucraineni în casa lor. Împreună cu refugiații au locuit sub același acoperiș timp de mai bine de 4 luni și au devenit prieteni adevărați. Era o mămică cu un copilaș de 3 anișori și tăticul. Tăticul lucrând pe ambulanță, venea și se ducea. Dar ei au locuit la noi. Da, au locuit mai mult de 4 luni. Recent s-au întors înapoi în Ucraina. Fundația Don Bosco din Chișinău activează din 2007. Scopul său este educația și sprijinul tinerilor și copiilor, în special a celor mai nevoiași.